Vă salut, prieteni, și vă spun bun găsit! Sunt Cristian Alexandrescu și azi aducem în atenția voastră un material cules și redactat de colega mea, Claudia Mesa Paraschivescu, și anume Casa de Habsburg, una dintre cele mai mari familii regale din istorie. Casa de Habsburg a fost una dintre cele mai importante familii regale de pe bătrânul continent european. A rămas în istorie în special pentru rolul său de a suplini locul lăsat gol de dispariția Sfântului Imperiu Roman de Apus, care între anii 1452 și 1740 a condus atât Spania cât și Imperiul Austriac. Dinastia era de origine elvețiană, dar membrii săi au domnit pentru prima dată în Austria, unde a ocupat tronul neîntrerupt pentru aproape 6 secole. De asemenea, dinastia de Habsburg este cea care a dat regi pentru țări precum Anglia, Portugalia sau Spania. O serie de căsătorii politice și alianțe familiale i-a făcut pe Habsburg stăpânitor peste Burgundia, Spania, Boemia, Ungaria și Transilvania. Dinastia și-a primit numele după locul de origine, castelul Habsburg, din cantonul elvețian Aargau. Habsburgi au fost familia regală care a exploatat la maximum căsătoriile între membrii diferitelor case regale europene, totul în scopul realizării de noi alianțe care să-i avantajeze odată cu moștenirea de noi și noi teritorii. Împărăteasa Maria Tereza de Habsburg este considerată de mulți cercetători drept străbunica Europei Occidentale. Haideți să vedem cum a început domnia Habsburgilor. În urmă cu aproximativ 800 de ani și începe domnia regele Rudolf I ca primul regent aparținând casei de Habsburg, care de atunci a condus îndeaproape 650 de ani istoria țării. Rudolf a fost încoronat împărat al Romei în 1273. O serie de alianțe matrimoniale i-au ajutat pe Habsburg să-și extindă dominația asupra Burgundiei, Spaniei și Imperiului său colonial, Boemiei și Ungariei. Astfel, pe parcursul secolelor, odată cu domnia lui Carol al V-lea, dinastia conducea un imperiu care se întindea din Europa până în Africa, Mexic și Peru. De-a lungul secolelor, membrii dinastiei de Habsburg au avut reședința principală în centrul Vienei. Așadar, centrul regatului este Hofburgul Vienez, unde astăzi sunt adăpostite diverse muzee, Camera Comorilor, Muzeul Sisi, ce prezintă viața și faptele dinastiei conducătoare. Punctul de plecare în plimbarea pe urmele Habsburgilor, Catedrala Sfântul Ștefan, se află în inima centrului istoric al citadelei. Primele construcții au fost ridicate în secolul al XII-lea. Forma catedralei din zilele noastre în stil gotic datează tocmai din secolul al XIV-lea. În anul 1515 aici avea loc dubla nuntă vieneză, evenimentul care aducea Habsburgilor coroanele Ungariei și Boemului. Coroanele Ungariei și Boemiei. În apsida Corul Apostolilor, Apostelcor, se află monumentul funerar al împăratului Friedrich al III-lea. Catacombele catedralei adăpostesc cripta ducală, mormintele unor membri ai dinastiei de Habsburg din Evul Mediu, printre care și ducele Rudolf al IV-lea, ctitorul, și 56 de urne funerare cu intestinele, organele interne, ale membrilor dinastiei de Habsburg. Pornind de la Catedrala Sfântului Ștefan, pe Kärntnerstraße și după aceea mergând pe Marco Daviano Gasse, ajungem la Neumarkt. În acest loc, în cripta imperială, sub Biserica Ordinului Călugărilor Capucini, se află cel mai important loc de veci al dinastiei de Habsburg. Începând cu anul 1633, aici au fost înmormântați 149 de membri ai dinastiei. De pe Plankengasse și Dorotheergasse se ajunge la Augustinerkirche, Biserica Ordinului Călugărilor Augustini. În anul 1854, în această biserică personală a dinastiei de Habsburg, se căsătoreau împăratul Franz Iosef și Sisi. Așezământul de cult adăpostește și cripta inimilor membrilor dinastiei de Habsburg. Între 1654 și 1878, în capela Loreto, au fost depuse 54 de inimi aparținând membrilor familiei imperiale. Timp de multe secole, Hofburgul Vienez a fost centrul de putere al dinastiei de Habsburg. Trezoreria imperială, Schatzkammer, Muzeul Sisi, apartamentele imperiale, Galeria de Argintărie și Școala de Echitație Spaniolă sunt mărturii care s-au păstrat până în zilele noastre. Trecând prin Albertina Platz și Parcul Municipal Burggarten, amenajat în anul 1818 pentru familia imperială, se ajunge în centrul de putere din vreme al dinastiei de Habsburg.
Hofburgul Vienes. La Schweizerhof se află trezorerie imperială, Schatzkammer. Aici se găsește atât coroana Sfântului Imperiu Roman de neam german, cu o vechime de 1000 de ani, cât și coroana imperială austriacă, tezaurul Burgundiei și tezaurul Ordinului Lânii de Aur. La doar câțiva pași de aici, trecând pe sub cupola Sfântului Mihail, găsim muzeul Sisi, apartamentele imperiale și galeria de argintărie. În fostele încăperi personale ale lui Franz Josef și Sisi, puteți admira mobilierul original, argintăria rafinată și obiecte personale care au aparținut membrilor casei de Habsburg. Chiar peste drum se află intrarea în școala de echitație spaniolă. Aici, caii lipițani, renumiți pe plan mondial, fac deliciul publicului. Împăratul Carol al VI-lea a comandat construirea școlii de echitație de iarnă la Hofburg între anii 1729 și 1735 lui Josef Emanuel Fischer von Erlach. Foarte aproape de poarta Michaeltor începe cea mai distinsă stradă pentru cumpărături din Viena, Kohlmarkt. Aici se încheie turul nostru pe urmele Habsburgilor. La Demel, o cofetărie furnizoare a cursii imperiale și regale din vremea Habsburgilor, care aproviziona casa imperială cu delicatese dulci, nici măcar supra Sisi nu putea rezista înghețatei de violete, care se producea aici. Sub Habsburgi, țara devine o mare putere, iar în 1452, sub Friedrich al III-lea, devine imperiu. Printr-o politică dibace de căsătorii, Habsburgii își asigură în secolul XV influența în Franța și devin chiar rege ai Spaniei și ai coloniilor acesteia abia fondate peste ocean. În secolul al XVI-lea, odată cu abdicarea lui Carol V, deopotrivă împărat german și rege spaniol, casa de Habsburg s-a împărțit în două ramuri, una a Habsburgilor spanioli și una a celor germani, ce urma să conducă în continuare destinele statului din centrul Europei. Ambele ramuri ale casei de Habsburg au dispărut în secolul al XVIII-lea. Ramura spaniolă a dispărut odată cu moartea lui Carol al II-lea al Spaniei, în 1700, fiind înlocuită la conducerea țării de dinastia de Bourbon. Ramura germană a dispărut în 1780, anul morții Mariei Tereza, fiind succedată de ramura Vaudemont a casei de Lorraine. Din acest moment, casa conducătoare a Imperiului Habsburgic se va numi casa de Habsburg-Lorraine, dar atunci când se face referire la ea, se folosește doar prima parte, casa de Habsburg. Războaiele cu turcii. Marea provocare a secolului al XVI-lea a fost avansarea dinspre est a turcilor. În 1529, Viena este asediată fără succes de o mare armată otomană. Intrușii se retrag, dar amenințarea rămâne acută pe parcursul următorului secol și jumătate. În 1683, turcii stau din nou la porțile orașului, dar sunt din nou întorși din drum și împinși de prințul Eugen de Savoia până în spatele Belgradului. Eliberarea de teroarea turcească e semnalul de început pentru o înflorire până atunci de neconceput a artei și culturii. Clădiri superbe, cum ar fi remarcabilul Palat Schönbrunn, azi moștenire culturală mondială, sau Domul din Salzburg, arhitecți precum Johann Fischer, von Erlach, Lucas von Hildebrand și Jakob Prantauer, dar și Daniel Gran, Paul Troger, Franz Anton Maulbersch, creează lucrări sublime. Sub domnia împărătesei Maria Tereza, 1717-1780, au fost începute reforme profunde în toate instituțiile statului, care au fost continuate de fiul său, împăratul Iosef al II-lea, 1741-1790, un monarh luminat și liberal. Sfârșitul oficial al dominației dinastiei Habsburgilor a avut loc în 1918. Interesant este felul în care a avut loc acest eveniment. Împăratul Carol I-ul, Carl Franz Josef, rege al Ungariei, al Boemiei și Croației și al regatului Galiției și Lodomeriei, a făcut faimoasa proclamație: plin de dragoste pentru poporul meu, nu voi mai fi un obstacol în calea dorinței lor pentru dezvoltare liberă. Poporul a preluat acum controlul asupra guvernului prin reprezentanții săi. În prezent, capul familiei este Karl Habsburg Lothringen, nepotul lui Carol I, membru în Parlamentul European.
Habsburgi au influențat și istoria Transilvaniei. După ce i-au înfrânt pe turci, armatele habsburgice au intrat și în Transilvania, pe care au ocupat-o treptat până în 1691, când au anexat-o Austriei prin diploma leopoldină. Pentru a-i face pe membrii claselor conducătoare din Ardeal să accepte mai ușor această anexare, diploma leopoldină lăsa neschimbată organizarea Transilvaniei, singura modificare fiind preluarea titlului de principe al Transilvaniei de către împăratul Austriei. Pentru că habsburgii erau catolici, iar numărul catolicilor din Transilvania scăzuse în urma reformei, impunerea stăpânirii habsburgice nu s-a bucurat de prea multă susținere. De aceea habsburgii s-au gândit să-și mărească numărul susținătorilor prin atragerea românilor la catolicism. În acest scop, s-a înființat în 1700 Biserica Unită sau Greco-Catolică, iar românii ortodoxi care treceau la greco-catolicism puteau să-și păstreze o mare parte din tradițiile religioase și li se promitea prin două diplome leopoldine ale Unirii, 1699 și 1701, că vor primi drepturi egale cu membrii națiunilor privilegiate. Promisiunile făcute românilor n-au fost însă respectate. Cel dintâi fruntaș român care a cerut egalitatea în drepturi a românilor cu membrii națiunilor privilegiate a fost episcopul greco-catolic Ioan Inocentie Micu Klein. Memoriul a fost respins atât de Dieta Transilvaniei, cât și de împărăteasa Austriei. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, lupta de emancipare a românilor a continuat. Marea Răscoală, condusă de Horia Cloșca și Crișan, și școala ardeleană, formată din intelectuali precum Gheorghe Șincai, Ioan Budai Deleanu, Petru Maior, Samuel Micu și alți. Așa cum spuneam la început, habsburgii au fost una din cele mai importante și mai influente dinastii regale europene. Istoria acestei familii, care a condus unele din cele mai importante state europene, repet, Spania, Austria, Ungaria, Belgia, Olanda, Germania, începe în secolul al XI-lea și se întinde pe parcursul la peste 600 de ani. La începutul secolului al XVII-lea, ramura spaniolă a dinastiei s-a stins însă brusc. Oamenii de știință cred că au descoperit cauza acestei dispariții subite, incestul. Potrivit Lovendal.ro, cercetătorii spanioli au ajuns recent la concluzia că ultimul rege de Habsburg al Spaniei, Carol al II-lea, 1661-1700, a fost rodul unui mariaj care, din punct de vedere genetic, era aproape la fel de consanguin ca și relația frate-soră sau părinte-copil. Generații întregi au suportat consecințele dramatice ale obișnuitelor mariaje între membrii aceleiași familii pentru păstrarea intactă a patrimoniului dinastic. Perpetuarea acestor căsătorii consanguine a culminat cu venirea pe lume acestui monarh bolnăvicios și impotent, odată cu care filiala spaniolă a dinastiei și-a dat obștescul sfârșit. Carol al II-lea al Spaniei era supranumit El Hechizado, cel vrăjit, pentru că dizabilitățile sale fizice și mentale erau puse pe seama unor acte de vrăjitorie. Studiile recente dezvăluie însă o realitate complet diferită. Strămoșii săi fuseseră mai toți înrudiți, motiv pentru care Carol suferea de cel puțin două maladii congenitale. Pentru a afla ce moștenire genetică poseda Carol al II-lea, cercetătorii spanioli au studiat peste 3.000 de membri ai familiei de Habsburg, reprezentanța numai puțin de 16 generații. Astfel, savanții au descoperit că acesta poseda un coeficient de consanguinitate egal cu cel al progeniturilor rezultate din incest. În ciuda deformităților fizice și a nenumăratelor probleme de sănătate, Carol al II-lea s-a căsătorit de două ori, dar a fost incapabil să procreeze, stingându-se din viață la vârsta de 39 de ani, fără urmași. Prima sa soție a fost Maria Luisa de Orleans, 1662-1689, încântătoarea fiica lui Filip I-ul, duce de Orleans, fratele lui Ludovic al XIV-lea. După 10 ani de mariaj, Maria Luisa a intrat într-o depresie profundă și a murit la vârsta de 27 de ani. Profesorul Gonzalo Alvarez, de la Universitatea Santiago de Compostela din Spania, a descoperit că în familia de Habsburg rata mortalității infantile era mult mai ridicată decât la restul populației. De asemenea, incidența mare a deformităților fizice, cel mai bine exemplificată de faimoasa buză Habsburg, în realitate, prognatism mandibular caracterizat prin dezvoltarea în exces a mandibulei. Nu numai că suferea de o versiune extrem de severă a acestei maladii congenitale,
dar limba lui Carol al II-lea era atât de mare încât nici măcar nu încăpea în gură. Nu putea vorbi corect, era incapabil să mestece și saliva excesiv. Monarhul spaniol avea de asemenea un cap supradimensionat, probleme stomacale. A fost incapabil să vorbească până la vârsta de 4 ani și nu a mers în picioare decât după 8 ani. Era mic de statură, sprijit și total neinteresat de ce se petrecea în jurul său. Arăta mult mai bătrân decât era. Prezenta umflături la nivelul picioarelor, abdomenului și feței, iar în ultimul an de viață abia se mai putea ridica, suferind de halucinații și crize convulsive, a explicat profesorul Alvarez. Afecțiunile lui Carol al II-lea au fost rezultatul direct al acestui șir interminabil de mariaje între rude apropiate. Pedigriul imediat al lui Carol al II-lea a fost în mod excepțional populat cu nepoate care au născut copiii unchilor lor. Tatălui Carol al II-lea, Filip al IV-lea, 1605-1665, era unchiul mamei sale, Mariana de Austria, 1634-1696, iar străbunicul său Filip al II-lea, 1527-1598, fusese de asemenea unchiul străbunicii sale, Ana de Austria, astfel că bunica sa, Maria Ana de Austria, îi era totodată și mătușă. În cei 200 de ani care au precedat venirea pe lumea lui Carol al II-lea, 9 din cele 11 mariaje produse în familia de Habsburg au avut loc între persoane înrudite biologic. 2 fiind între unchi și nepoate și 2 între verișori de gradul 1. Dincolo de incesturile premeditate pentru menținerea dinastiei în rândul puterilor lumii, Habsburgii rămân în istorie drept poate cea mai mare familie regală a tuturor timpurilor. Destinul prodigios al Habsburgilor începe în cheie minoră în secolul al XI-lea, într-o fortăreață situată în cantonul elvețian Aargau, prinde aripi în 1273, odată cu alegerea cu totul neașteptată a contelui Rudolf de Habsburg, ca împărat al Sfântului Imperiu German, și încheie epopeea monarhică la Schönbrunn pe 11 noiembrie 1918, când Carol al IV-lea semnează actul de renunțare la coroana imperială a Austriei. Vreme de 7 secole, Habsburgii au dominat o mare parte a Europei, Orientului apropiat și Americii de Sud. Cuceritorul Carol V-ul, reformatoarea Maria Tereza, Franz Iosef și legendara sa soție Sisi, Zita, suverana datoriei, sunt doar câteva dintre figurile emblematice ale acestei familii excepționale care a marcat istoria. Neîndoielnic, dispariția lor semnalează prăbușirea unei lumi, dar numele lor rămâne veșnic sinonim cu înflorirea artelor, grandoarea politică și identitatea europeană. De fapt, în 1919, prăbușirea imperiilor și apoi o redivizare geografică arbitrară elimină de la conducere familii vechi și puternice, cum ar fi Romanovii, Hohenzollerni și Habsburgii. După veacuri de prestigiu și influență, vechile case domnitoare sunt șterse de pe hartă, asasinate sau surghiunite. Dar în timp ce familiile imperiale din Rusia și din Germania au fost nevoite ulterior să se mulțumească, după caz, cu nostalgii discrete, compromisuri regretabile sau reabilitări tardive, Habsburgii au luptat împotriva anihilării progresive la care erau supuși, ripostând chiar față de ostracizarea care le era impusă. Dragi prieteni, atât despre casa de Habsburg. Sunt Cristian Alexandrescu și vă aștept și data viitoare cu informații interesante. Numai bine!